prezența peste 500 de credincioși, parohia Sfântul Mare Mucenic Procopie Milișăuț, protopopiatul Rădăuț și a serbat duminică 8 iulie hramul. Sfânta liturghie a fost oficiată în Biserica Nașterea Maicii Domnului, a parohiei, de un sobor de preoți, în frunte cu preotul Cătălin Axinte, consilier economic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, preotul George Fediuc, secretar eparhial, și preotul Petru Lupăștean Barfă, protopop al protopopiatului Rădăuț. Eu consider că ne-am rămurit, deși ne-am încălzit sufletește, ne-am încălzit, ne-am înfermentat în rugăciune, ne-am și rămurit în același timp, pentru că întâlnirea cu Hristos în Sfânta Liturghie este cel mai sublim moment din viața noastră, pentru că ne comunicăm, ne împărtășim cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vă mulțumim dumneavoastră tuturor celor prezenți aici, tuturor celor care, bineînțeles, ați ajutat și ați sprijinit cu tot ce ați putut dumneavoastră ca să înălțăm această frumoasă și măreață biserică. În cuvântul său de învățătură, preacucernicul părinte Cătălin Axinte a vorbit celor prezenți despre semnificația duminicii a cincea după Rusalii, respectiv despre vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadare, dar și despre viața Sfântului Mare Mucenic Procopie. Slujba de hram a parohiei Milișăuți au fost prezenți primarul Mircea Laurus, viceprimarul Vicenție Popescu, precum și Cătălin Ioan Nechifor, președintele Consiliului Județean.